Satul Coșnița din raionul Dubăsari se extinde pe o suprafață de peste 400 de hectare și are o populație de peste 5.000 de locuitori. Numărul mare al populației, infrastructura, dar și amplasarea bună, îi oferă localității statut de mic centru pentru satele din preajmă. Astfel, la Coșnița, locuitorii sunt implicați în diverse activități care au loc, sportive, culturale, precum și comerciale. De două ori pe săptămână, joi și duminică, în satul Coșnița este organizată o piață agroalimentară. Totuși, în celelalte zile ale săptămânii, comercianții locali își desfășoară activitatea în condiții nu tocmai favorabile. Poftim! Aș. Da, cu plăcere! La teșghelele improvizate din centrul satului Coșnița, o puteți întâlni pe doamna Elena, care vinde aici de mai bine de 2 ani. Femeia spune că și-ar dori să-și poată desfășura activitatea în condiții bune, într-un spațiu amenajat și să aibă un acoperiș deasupra capului. În condițiile astea nu-i chiar bine, de lucrat 9 lei. 29 avem împreună. Nu-i chiar bine de lucrat, fiindcă nevastră vedeți că e curent. Dar la noi se întâmplă câteodată că dacă e frig tare, noi nu lucrăm, fiindcă e frig. Cumpărătorul se pierde, el de-am... Știi că noi nu azi, dar el mâine nu vine, că el știe că de-am noi nu suntem. Cu toate că noi putem să ne întoarcem înapoi 57 împreună. Asta. Cu toate că noi poate azi n-am lucrat, dar mâine putem să lucrăm, depindem de condițiile climaterice. Băi, dorit ca să fie în toată ziua, că câteodată azi am avut timp să vin, mâine n-am timp. Și vin și cumpăr când iese piața. În localitate sunt peste 40 de agenți economici, dintre care 10 din domeniul agriculturii. Fie că sunt agricultori, fermieri sau gospodării individuale care se ocupă cu creșterea legumelor, fructelor și a păsărilor, tot ce își doresc este să fie mai puternici, să-și poată dezvolta afacerea, promovând produsele locale. Dacă ar fi condiții destul de bune pentru realizarea mărfii și pentru cumpărători, nu doar pentru producători, Aș dona o sumă chiar destul de bună pentru desfacerea unei piețe la noi în satul Coșnița, fiindcă este o idee destul de bună. Pentru a soluționa această problemă, administrația locală, împreună cu Asociația de Băștinași, a decis ca următorul proiect pentru localitate să fie revitalizarea socială-economică a spațiului public din centrul satului Coșnița. Acesta prevede nu doar amenajarea unei piețe, ci și a unui parc public. Această zonă comercială este destinată în mod special pentru producătorii locali, care pe lângă zilele de joi și duminică, când activează piața mixtă din satul Coșnița, vor avea posibilitate în zona de centru a satului, unde sunt amplasați majoritatea agenților economici și serviciilor publice, să-și comercializeze produsele agricole cât mai aproape de potențialii cumpărători. Oamenii din Coșnița salută inițiativa de a organiza o piață și spun că și-ar dori să poată procura ceea ce se produce local în fiecare zi. Ba mai mult, vestea că vor avea un parc i-a bucurat. Aici când sărbători, a plecat chiar în parte, îi primbla, nu mă, că noi dăm și cu nepoții aici vie, aici așa. Nu e nică ori aici așa, un parc frumos cu de astea care se joace copiii. Tine susțin ideea aceasta și o să implice activ în proiectarea a parcului și în continuarea construcției a lui. Astfel se va dezvolta infrastructura satului. Coșnița este una dintre localitățile cu o rată mare de migrație. Cu toate că o bună parte dintre băștinași au plecat din localitate, ei nu au uitat de satul natal. Astfel, cu ajutorul lor, au fost făcute mai multe proiecte frumoase, ultimul fiind crearea unui complex sportiv în localitate. De această dată, băștinașii susțin construcția unei zone comerciale pentru producătorii locali și amenajarea parcului, contribuind astfel la prosperarea localității. Noi, Asociația Băștinașilor din Coșnița, dorim să atragem cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea satului, dar o putem face numai cu ajutorul și sprijinul dumneavoastră. Ne dorim ca dumneavoastră să ne fiți mereu alături, să ne încurajați de tot efortul și munca pe care o depunem de zi cu zi. Și aș vrea să ne punem cu toți întrebarea, dacă nu noi, atunci cine? Și dacă nu acum, atunci când?
chiar și la aceeași piață, când se grămădesc duminica, fiecare ar dona și un 5-10 lei, că nu e din potrivă dacă s-ar face un lucru bun pentru comună.